Secrete de familie. Episodul 6. O poveste pe care n-o s-o știu niciodată. Băi, n-am mai făcut de mult asta. Se vede. Sunt rupt. Da, nu știu dacă să zic că e o idee bună să stă în jur de mamă. Nu știu, sigur am avut o idee bună. Ia, ascultă puțin. Ce mă nebunul? Uite un scatiu. Da, mă, fii atent. Și taci-mă din gură. Uite că ți-l și arăt. Care, mă? Ăla de acolo? Uite, mă, uite. Ăla de acolo cu verde? Ăla e, da, ăla e. Și te le știi pe toate așa? E, pe toate. Tu ai habar câte sunt? Știu și eu acolo câteva. Bă, nu știu, pentru mine sunt două specii de păsări. Alea mici sunt vrăbii, alea mari sunt porumbi. A, mai sunt și rațele pe lac. Bă, pe mine bunica nu m-a învățat să recunosc păsări. Nu ți-am povestit niciodată? Aoleo, băi, dar trebuie să spun altceva tare. Ce-am aflat întâmplător chiar zilele trecute, asta apropo de bunică. Deci da, el mă ducea dimineața când eram mic în pădure, că era o pădure chiar lângă sat și mă trezea cu noaptea în cap să vedem păsări. Mă rog, pe scurt, fii atent acum. Da, bun, sunt, zi. Deci, zilele trecute îi trebuia lui maică-mea, nu știu ce hârtie, că știi că ea stă cu sora mea acum. A, că tocmai a născut sorta. Ce are, să-i trăiască. Mersi, fetiță. Așa, și zice, du-te și caută-n sertarul cu acte chestia asta. Și mi-aduce aici că eu nu pot să plec. Așa. Ei, și mă duc într-o zi după ce ies de la birou și încep să răscolesc. Știi cum e, poze, hârtii, acte, un sertar din ăla de comodă plin. Plin, le-am răsturnat pe toate pe covor și dă și caută. Așa. Și ce să vezi? Dau peste niște certificate de naștere, printre care și al maică-mii. Și acolo aflu că de fapt maică-sa nu a fost bunică-mea, așa cum știam eu. Și nici taică-su, bunică-miu. Nu înțeleg nimic. A fost înfiată sau ce? Băi, deci eu țin minte că la un moment dat, așa, când aveam vreo 10 ani așa, eu am observat că numele de fată al maică-mii nu era același cu al bunicilor și nici cu al restului familiei. Așa. Și am întrebat. Și ei m-au trimis la joacă. Eu am insistat. Și mi-au spus o tâmpenie, că de fapt își schimbase maică-mea numele ca să aibă același nume cu cel de fată al mamei, deci cu al bunică-mii, cum ar veni, mă rog, și asta am a fost sens, tot. Da, da. Ei, și eu acum citind așa în certificat, zic, băi, hai mă să o întreb pe maică-mea. E, și ce să vezi? Bunică-mea și bunică-miu nu sunt părinții ei biologici. Deci nici bunicii mei, cum ar veni. Înțelegi? Bă, și mie mi-e ciudă, adică ei ținând ascunse atâta timp lucrurile astea. Păi acum nici nu mai știu exact cum a fost. Mari secrete să mori. Adică ăștia bătrâni care poate și-ar mai fi amintit ceva. Da. Au murit. Frații lui maică-mea care, iată, nici ăștia nu sunt frați buni. Nu știu că sunt mai mici cu mult. Deci. Așa. Înțelegi? Și zi ce ai aflat. Zi. Păi se pare că mama lui maică-mea, adică cum ar fi bunica mea reală. Mama, ai nebunit. Stai așa, nu mă întrerupe. Stai am așa. Înțeles. Deci, mama lui maică-mea. Da. Deci, bă, era război, înțelegi? Era război și ea a rămas gravidă. Aha. Nu era căsătorită, că era o fetiță, vreo 16 ani avea. Așa. Ei, și s-a îndrăgostit de un soldat. Bine, poate că spera și ea să scape de sărăcie, na, știu eu. Mă rog, ideea e că soldatul ăsta a dispărut. Nimeni nu știe și nici n-a știut nimeni nimic de el. Deci măcar dacă a fost soldat sovietic, român sau neamț. Înțelegi? Poate nici nu era simplu soldat, poate era ofițer. Mă rog, în fine. S-a terminat războiul. Foamea era mare, aia știi și cum era imediat după război, cum era, aici era foame, clar, foame. Clar, aveam câți bani. Hai mă, termină că eu vorbesc serios. Hai că știi tu sigur din povești, din da, ce mă, da, știu. Știi că era? Hai că încep să mă plictisești cu foamea mea zi o dată. Bun, așa. Deci pe scurt, și? Foame. Bun. Mă rog. Și acolo în satul lui maică-mea din Vâlcea, așa, a apărut un tip. Deci așa, pam, pam, pam. Tocmai de la mama naibii din Basarabia, unde era, acolo era cea mai mare foamete. Deci mâncau ea copiii, deci nici nu știu cum a ajuns ăla în Vâlcea. Mă rog. Ei, și ăsta s-a îndrăgostit de mama lui maică-mea. S-au căsătorit. Maică-mea avea atunci vreo... da, 6 ani avea. E, și când maică-mea avea vreo 14 ani,
maică-sa, adică bunica mea aia naturală, așa da, se îmbolnăvește de dracu știe ce și pac, moare. Te bă de aici cu telenovela. Deci zici că sclavă, Izaură, din aia. Deci, băi, fii atent. Deci, moare mama lui maica mea. Așa. Și tatăl ei, Vitrec, se recăsătorește. Hmm. Ei, și uite așa ajunge maica mea să fie crescută de doi părinți care nici nu erau părinții ei. Da. Dar ce că au fost părinți buni ei, așa. Bă, tu îți dai seama câte cazuri de astea au fost. A, da, mă, normal. Și ce mă deranjează? Că nu vorbim, frate. Da. Că au ținut atâta timp marele secret, știi? Că e o familie din asta care se ferește. Adică eu aș vrea să știu. Mă și gândesc la toate traumele noastre. Mm. Înțelegi? Mm. Cum e, uite, frica de abandon pe care o are și maica mea. Mm. Da? Oare nu e ceva care vine de acolo? Din negura timpului? Negura timpului, aia mi-a plăcut asta. Băi, nu râde, nu râde. Da, mă. Uite, sau cum zice psihologa mea, traumă intergenerațională. Înțelegi? Da. Băi, eu chiar aș vrea să știu lucrurile. Da, mă, da, hai, nu-mi spune tu mie acum că ești mare traumatizat, că ai aflat la 45 de ani că bunicii tăi nu erau aia biologici. Hai, nu, mă, n-are, mă, nicio treabă, nici nu contează asta. Eu sunt sigur că bunicii mei au fost mișto și i-am iubit. Eu altceva zic, mă. Băi, mă, scoate din minți secretoșenia asta. Că băgatul ăsta suprești nu ne face bine. Adică ce avea dacă maica mea îmi spunea adevărul la 10 ani? Da. Mai trăiau și ea, puteam să mai aflu una, alta, sunt... Așa, s-a dus. Da, știu ce zici. Că e o parte din istoria mea pe care eu nu o să știu niciodată. Da. Înțelegi? Mm-hmm. Niciodată. Mm-hmm. Ce mai am? Mai am niște poze. Da. Care nici măcar nu o să aflu vreodată cine e acolo. Da, da, știu. Înțelegi? Da. Că asta e... Da. E aiurea, da, știu. Ați ascultat Secrete de familie, episodul 6, o poveste pe care nu o s-o știu niciodată. Au interpretat Virgila Ioanei și Rolando Mațangos. Text și documentare Elena Vlădăreanu. Muzică originală și ilustrație muzicală Miron Ghiu. Sound design Petre Fall. Visuals Liliana Basarab. Regia Robert Bălan. Un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.